Bun găsit, dragi prieteni, la un nou podcast la microfon, aici la Radio M+, o emisiune care se poate vedea și la Tele Moldova. Sunt Cătălin Aclad, astăzi invitat în studioul nostru domnul profesor doctorant, la toamnă am înțeles va fi doctor în istorie, domnul Emanuel Bălan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ne-am regăsit. Bine ne-am regăsit. Băi, frate, mi-era dor să fac o emisiune așa cu un om care este ancorat în realitate, un om care știe multe din actualitate. Ce mai să zicem? Ce mai vă miră așa, ce trăim așa în ultimul nimic. În ultimul timp. Nu vă miră nimic. Asta cu războiul deja e da, la degetul mic. Da, războiul. Apropo de doctorat, e ceva așa. Ce cu urmăriți subiectul, cred că da, că dacă sunteți în focul, eu știu, doctoratului și dumneavoastră, urmăriți și pe ceilalți și îl urmăriți pe domnul Ciucă, nu? Problema asta cu doctoratul domnului Ciucă. Ce nebunie, frate, ce să creadă omul de rând? Am văzut zilele trecute înfierând cineva de peste Prut că, vai de mine, se implică KGB-ul, serviciile rusești, să-l discrediteze pe domnul general. Crezi așa ceva? E cineva chiar atât de... Are nu, interesul nu, nu, la... Al FSB-ul. FSB-ul? FCSB-ul? Urmașul KGB-ul. KGB-ul. Nu cred, nu cred. Eu am mai vorbit, știi foarte bine că mai discutasem și în alte, cu alte prilejuri despre doctorat. A face doctoratul în România după legea actuală în 3 ani de zile e stupid. În condițiile în care, și știm foarte bine, mari istorici care înainte de 89 și-au făcut doctoratul în, nu știu, și 10 ani a durat. Pentru că nu scrii doar o cărțulie, o broșurică. E muncă de cercetare în spate, e muncă de documentare, trebuie să vii cu inovație în domeniu, pentru că asta înseamnă doctoratul până la urmă, nu o simplă carte, ci tu îți aduci o cercetare, o contribuție la domeniul respectiv, la tema respectivă și vii cu ceva nou cu care să îmbogățești cercetarea în acel domeniu. Și pe alții, nu? Să le dai posibilitatea ca și alții să se lumineze din cercetarea ta. Corect. De altfel și lucrarea de master, tot o lucrare de cercetare. Da, și, da. Și până la urmă și o lucrare de licență. De licență, da. Tot un fel de lucrare de cercetare. Am văzut acum, pentru că tot se discută zilele acestea și astăzi a intrat în dezbatere publică noua lege a educației, de fapt cele două legi a educației, cea pentru preuniversitar și cea pentru învățământul superior. Se vorbește despre 4 ani ca perioadă pentru un doctorat, puțin și 4 ani pentru un doctorat. Da, astea sunt condițiile. Eu sunt conștient că tema mea și de fapt și lucrarea mea este haustivă, pentru că nu acoperă cum aș fi vrut să acopere subiectul, dat fiind și timpul scurt, am prins și pandemia, arhivele au fost închise, probleme de cercetare, pentru că teza mea e axată doar pe cercetare de arhivă, n-am ce plagia, că vorbeam înainte de emisiune de plagiat și de doamna Șercan. N-am ce plagia, pentru că nu am de unde să mă inspir din alte lucrări. A, că ești primul care n-am duci la documente, da? Da, și mă duc la document și acolo e sursa mea de informații. Documentul. Dacă care ar fi plagiate, problema, da, cine a plagiat, problema tipului respectiv e până la urmă și nu, o da, chestie e, morală. E o ciudățenie. Domnul general a fost așa albit dintr-o dată, domnul judecător a ieșit la pensie, pe cei trei care au avut obrăznicia, mitocănia să facă plângere împotriva lucrării de doctorat. Atenție, doi sunt din diaspora, da? Unul din România, doi din diaspora,
Așa, au fost, bine, ceilalți au fost eliminați că n-a fost scris să citeți plângerea penală. Mie mi se pare totuși un lucru strigător la cer. Deci pentru românul de rând, da? Ce să însemne lucrul ăsta? Adică pentru șeful de la guvern, domnul general, nu-i lege? Lasă-mă să-l judece și pe el. Lasă să treacă și el prin niște... că s-a văzut cu ochiul liber, adică aranjament de ăsta... Explicația a fost că nu putem destabiliza țara într-un moment când, vai de mine, războiul la... Una e una, alta e alta. Au venit suedezii de la un ONG și în 10 zile au reușit să afle toate dedesubturile cum a fost amenințată doamna Șercan. Eu nu zic că doamna Șercan este Dumnezeu pe pământ. Păi da, ce face ea? Ce face domnul Nicolae? Că scoate rufele murdare din păi, efectul și aceea... le oferă, cum să spun, opinie publice, păi e de lăudat. Un lucru bun s-a și întâmplat, cred că anul trecut sau acum 2 ani, la Academia de Poliție la București, școala doctorală a fost desființată. Dar cu ce eforturi? Cu ce presiuni publice? Și puțină presă a marșat pe asta, adică mulți nu s-au nu, cine e prins că a plagiat, hai să plătească, nu? Pentru că e un furt până la urmă. Nu, tu ți-ai luat prin furt, să sunt zicem, îngrădite. Da, lucrurile sunt doctor, foarte mult îngrădite. Știu că mulți vor spune, domnule, ce mă interesează bine doctoratul lui domnul general? Păi te interesează, om bun, pentru că doctoratul ăla înseamnă niște bani în plus la salariu. Corect. Înseamnă o funcție, da, pe care tu o ții, alți bani. Înseamnă, da, bani și bani și bani. Și domnul general câștigă vreo 5 miliarde pe an, da, din toate cumulările astea. 5 miliarde, oameni buni. Și nu știu dacă ție îți convine să trăiești cu salariul minim și domnul general nici măcar să nu fie purtat și el un pic acolo, ca să nu zic mai mult, bă, dă-te exemplu, dacă faci ca el să pățești. Nu știu, mie mi se pare totuși că ajungem într-un loc și vorbeam cu cineva și să-mi spune și dumneavoastră părerea, adică mârșăviile alea de pe vremea lui Dragnea văd că sunt continuate acum, da? Ușor, ușor, cu avertizorul public că nu e ok, că se transformă într-o, nu știu ce... Bă, dar sunt oameni care nu vor, sau dacă văd o hoție, vor să o reclame, vor să o, asta e, nu vor să meargă la pușcărie sau nu vor să fure. Tu vii și dai o lege că n-ai voie să dai la presă. Bun, am înțeles, n-ai voie să dai la presă, că presa e mincinoasă și e cum e. Dar totuși, adică chiar să dai, adică în orice urmă de integritate, s-o dobori printr-o lege. Din păcate, ce se întâmplă cu doctoratele, de fapt e o pată pe școlile doctorale. Și știi, când vorbim despre un lucru, zicem, păi toți sunt vinovați. Nu este așa. Sunt și oameni care și-au luat doctoratul pe bune, au muncit și nu mai știu cât timp din viața lor și le-au dat pentru a scrie teza, timpul, resurse și așa mai departe, pentru că nu e ușor. Și nu putem să facem delimitarea între cei cu doctoratul pe bune și cei cu doctorate la fals. Da? Nu sunt toți băgați într-o oală, toată școala doctorală din România e... Care eu știu câte eforturi făceați și veneați iarna, da, făceați cu mașina prin stație, cu navetă, la arhive, la... Da? Păi și vine unul și copii de la dumneavoastră, face și el doctoratul și spune că asta e. Și îl vedeți că e și el director la o instituție, are și el la salariu cât... da. Mulți dintre ei n-aveau aș da doctorat. Eu mă refer la cei din poliție, nu știu ce pot să scrie într-un doctorat că au inventat, nu știu. Dumneavoastră, cei din învățământ, da, învățământul e... Dar vedeți dumneavoastră, asta cu doctoratele, să știți că nu e nouă.
E de pe vremea lui Ceaușescu. Nu, doctoratul nu. La care s-a lucrat la vremea respectivă, poate oamenii nu-și mai aduc aminte. Elena, nu? Doamna Elena, Elena, bineînțeles. A scris domnul Constantin Munteanu, domnul scriitor Constantin Munteanu, a scris și un... el a fost singurul... A avut inspirația asta scriitoricească. Se pare că scriitorii au și o inspirație așa și multe lucruri se întâmplă și în realitate. A scris un roman exact lucrul ăsta, cum un profesor de fizică de la cercetări de la Săvinești a lucrat acolo la un doctorat, așa, și era și profesor de fizică și ulterior a fost și el susținut și a ajuns, atenție, președintele României cu profesorul de fizică. Deci, da, foarte, foarte tare. Da, deci să nu ne mirăm, deci s-a lucrat la doamna respectivă. Da, dar asta era, era un singur caz. Era un singur caz, da. Și toată lumea era, cum să spun, vai de mine ce mizerie. Și acum nimeni nu reacționează. Lasă-mă că avem probleme mai grele. Lasă că n-avem gaz, n-avem aia, n-avem e aia. Nu secetă, mai... nu e secetă, nu este apă. E, da. Vor fi probleme nu, cu Nu, trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă nu vom fi atenți, tu ai fost și... ai lucrat în zona civică, nu mai e acum activitatea așa intensă, dar civismul va salva România. Cu civismul văd că ne batem pentru autostrăzi, cu civismul ne batem pentru problemele în rest, statul. Vedeți că e un colos, e un elefant care se mișcă foarte greu. Nu vede aia, nu știe aia, n-are bani, n-are timp, n-are... Nu vede sau nu vrea să interesat, vadă, da. Și nu interesat să vadă adevăratele probleme. Că sunt probleme, uite, de exemplu că vorbeam de arhive. E un întreg scandal în această perioadă legat de arhive în România cu îngrădirea accesului la arhive. Dar ce să vezi? De unde și până unde... reprezentați un, cum să spun, un pericol, ați ajuns să faceți săpături, ați ajuns la stratul, mă rog, nu de ozon, la stratul periculos. Care e problema? Nu știu, eu cred că istoricii au un rol foarte important să scoată la iveală lucrurile reale și adevărate. Adică problemele în legate de Arhivele Naționale României, de ANR, cum e abrevierea, sunt foarte vechi, sunt după 90. Știm sau se știe că arhivele naționale sunt în subordinea Ministerului de Interne. Da? Dacă până prin 2002, dacă nu mă înșel, aveau un statut separat, un statut important în Ministerul de Interne, erau Direcție Generală. Și dacă e să ne uităm așa cumva pe tema Ministerului de Interne, până în 2002 figura ca și emblemă. Deci arhivele naționale figurau acolo pe tema Ministerului de Interne. Miniștrii ulteriori au zis, domnule, nu mai e nevoie de Direcție Generală, hai să o retrogradăm, să zicem așa, și e o simplă direcție în Ministerul de Interne, prost finanțată, pentru că banii direcțiilor județene de arhive sunt din bugetul inspectoratelor de poliție și dacă vorbim de banii arhivelor, bugetul arhivelor naționale reprezintă 0,5% din bugetul Ministerului de Interne. Noi unde avem aici la Neamț? La Piatra Neamț? La Piatra Neamț, da. Dar în fiecare județ există o direcție județeană de arhive care este păstrătoarea documentelor. Am fost o singură dată, cred că acum vreo 20 de ani, n-am intrat, nu mai știu cum e acum, deci nu mai știu. Locația este în curtea, de fapt în parte... o parte din clădire cu Inspectoratul Județean de Jandarmi. Deci un spațiu, cred că, impropriu. Pentru că din 90 încoace, cred că câteva sedii de arhive au fost construite față de... A nu se confunda cu arhivele securității. Acestea sunt niște arhive... Nu. Sunt arhivele naționale care păstrează documentele tuturor instituțiilor din România.
Și dacă în timpul lui Ceaușescu, tot vorbeam de Ceaușescu. Și apropo de, dacă tot azi, cum procedez când merge? Eu dacă merg acolo și vezi, domnule, uite, vreau și eu să caut ceva, nu știu, dau un exemplu, ceva cu agricultura, de cooperativizarea de la momentul respectiv, faci o cerere. Te prezinți la sala de studiu, ți se face un permis de acces care e gratuit, spui ce anume dorești, ce te interesează, ți se dă niște inventare ale unor fonduri de arhivă. Ce este fond de arhivă? Conține toate dosarele unei instituții. De exemplu, fondul de arhivă al Prefecturii Neamț din 1864 până în anii 70. Deci găsim fondul prefecturii, toate documentele prefecturii Neamț, la cele mai importante, că nu sunt chiar toate. Și te interesezi, faci și în acel inventar cauți. Și ce s-a întâmplat acum? E ceva? E un scurt circuit? Da, e un scurt. De ce e un scurt circuit? Arhivele fiind în subordinea Ministerului de Interne, celebra instituție DIPI, fostul 2 și un sfert, da, e serviciul secret al Ministerului de Interne, a zis, domnule, zic unii care avea influență mult peste atribuțiile pe care le acestui are. Serviciu, au zis, domnule, toate dosarele din arhivele naționale care conțin cuvântul secret, adică toate documentele care au ștampila secret, secret de serviciu sau strict secret, trebuie practic oprite de la cercetare. Opa! Nebunia merge și mai departe, pentru că dacă un dosar, să zicem, un dosar... Acum vă întreb pe dumneavoastră, intrând, ați luat vreun dosar de ăsta secret? Da, da, da. Și ce secret era acum? Dă-ți-mi un exemplu. Bun. Dacă e secret, nu pot să-l dau. Nu. Păi fiind de la 1800, ce secret ar mai putea fi? Niciunul. Nu? Deși... Chiar și din anii 50. Hai să dau un exemplu. Găsisem la un moment dat când făcusem o cercetare pentru o lucrare despre Târgu Neamț, pe care am și publicat-o, file de istorie, găsisem un dosar din anii, din 1950, din fondul Miliția Târgu Neamț, un dosar care cuprindeau toți chiaburii, între ghilimele chiaburii din Târgu Neamț, cei care dețineau, aveau valută și aur. Da? Era o listă întreagă cu aceste persoane, cu domiciliu, vârstă, profesie și așa mai departe. Și documentul ăla avea... Poți să întreb, nu erau români? Ba da, da? Da, erau și români și evrei, na, tot. Da, da, da. Și acel document avea, suscria Miliția Târgu Neamț, strict secret. Da? Mulți dintre ei poate nici nu mai trăiesc. Oricum, da, mulți, aproape toți nu mai trăiesc, nu mai... Da, da, da. Bun. Eu am apucat să văd respectivul document. Acum, dacă aș cere din nou acel document, nu mi s-ar da. Partea și mai interesantă, bizară, de-a dreptul nebunească, e că dacă un dosar conține un singur document cu această ștampilă, cu această mențiune secret, tu nu vezi dosarul. Asta ce se va întâmpla? Era așa un aflux către aceste... Nu! Că nu imaginam eu că erau pensionari care spuneau, băi nevastă, astăzi mă duc și eu... Ce program aia? Mă duc în arhivă, mă duc să citesc și eu ceva, toată după amiaza, e urât afară și mă duc în arhivă să stau să-mi petrec timpul. Nu, deci asta era strict activitatea dumneavoastră a istorici, cercetători, că dacă stau și mă gândesc, dumneavoastră, cred că vă știți pe fiecare care umblați pe acolo. Da, da. Adică nu e... Nu. E o mână de oameni în fiecare județ, mai mulți sunt în București, evident că e mai mare, dar în fiecare județ e o mână de oameni. Dacă sunt, nu știu, 10 oameni care... pe care ne știm, bă, ăștia suntem... 10 oameni care umblați în arhivă. Care umblăm în arhivă, pentru că... La arhive există un flux de oameni. Arhivele sunt subdimensionate numeric, deci personalul este insuficient. Sunt foarte mulți acum care își caută titlul de terenul proprietate, din anii, bunici, străbunici. Bunici și așa mai departe. Deci noi nu vorbim de zona asta. Noi vorbim strict de zona de cercetare, de cercetare, de oameni care vor să...
Da. Imaginează-ți așa că există dosare cu această mențiune secret, strict secret sau secret de serviciu de la Maria Tereza. Da? Vorbim de secol 18, da? Până în 1989. Deci toate aceste dosare, toate aceste documente, aceste fonduri de arhivă, astăzi nu pot fi cercetate, chipurile, zice DP, pentru că cad sub incidența secretului de stat. E ceva ilogic, pentru că deși există o lege a arhivelor naționale, apropo, toți miniștrii, de la începând de la Carmen Dan, la domnul, cum îl chema cel înainte, care apăra în timpul pandemiei, nu domnul Bode, cel dinainte, îmi scap acum. Da, cu geaca. Cu geaca. Cu geaca de piele. Deși au fost în lucru o lege, a fost în lucru o lege a arhivelor naționale, a fost blocată, începând la doamna Carmen Dan și până la domnul Bode, care, nu știu, nu, nimeni nu și-a dorit o lege a arhivelor naționale, o lege modernă. Deci noi care avem atâtea legi, de nu mai știe nimeni câte legi sunt în România, te trezești că, uite, o instituție are nevoie de o lege a ei. Și există un paradox în România, de exemplu. S-a întâmplat ceva, s-au scos niște informații, adică... Nu știu. Adică trebuie să existe o... Nu cred, dar uite, de exemplu, eu dacă aș publica documentul acela, eu l-am publicat cel cu Chiaburi, de exemplu, e în carte. Am folosit la teza mea de doctorat și am consultat documente care aveau această mențiune, strict secret. Dar spunea că este un paradox. Dacă arhivele naționale... nu știu, funcționează, zic ei, după legea arhivelor cu accesul liber la informații de interes public, zice, și DP zice nu, știți, sunt documente care cad sub incidența datelor siguranțe naționale, deși n-are nicio treabă. Arhiva Ministerului de Externe a găsit soluția. Și documentele care sunt elaborate de CCAL-PCR, de președinția Consiliului de Miniștri în timpul lui Ceaușescu, care unele dintre ele au mențiunea secret de serviciu sau strict secret, sunt publice, pot fi consultate. Aceleași documente la Arhivele Naționale astăzi cad sub incidența legii siguranței naționale. Să nu cumva să transpire... CNSAS-ul, că vorbim de Arhiva Fostei Securități. Eu am consultat, am primit de la CNSAS documente ale fostei Securități Neamț care au strict secret pe ele. Da, eu le-am primit pentru cercetare. Nu? Și acum nu mai sunt secrete, pentru nu că mai sunt oamenii aia nu mai sunt lucrurile, adică De ce n-ar trebui să știm, să știm istoria și adevărurile, să le, da, să le știm la adevărata lor? Adică să nu mai lăsăm, cum să spun, istoria asta să fie scris așa în, în dodi de fiecare cum crede el că s-ar vinde cartea mai bine pe piață sau nu, să fie adevărul spus din documente. Asta e un lucru extrem de grav. După părerea mea, adică... de exemplu, arhivele naționale văd că și pe bază... iartă-mă puțin. E o spaimă așa, să nu se afle nimic. Văd că și cu avertizorii să nu mai mergi la presă. Să nu dai la presă... Nu știi cum se zice? Să nu facem scandal. Nu dă bine. Am auzit asta... Nu dă bine. Am auzit asta că, mă rog, această coaliție funcționează foarte bine. E o liniște de nedescris și chiar și problema asta cu doctoratul lui generalul Ciucă, așa, vrea să destabilizeze situația din România. Bă, lasă-mă cu așa. Eu când aud că liniște, eu mă sperie chestia asta. Când în spatele liniștei acestea se dau niște tunuri de frate, rup fâșul. Deci hai să nu mai... și ce liniște... PSD cu PNL. Adică eu nu mi se pare, adică... Știi cum e? Lumea, tanda cu manda. Lumea fierbe și vedem ce se întâmplă în Olanda cu protestul fermierilor și știm știi foarte bine de ce a pornit protestul în Olanda. Proteste în Albania, în Sri Lanka, insulița aceea din sudul Indiei. Da. În China,
Uite, bine, și... au sărit să facă baie în piscina premierului. Iar la noi este liniște. Da. Nu, e într-adevăr... Sper să nu fie liniștea din spatele furtunii. Da, eu am impresia că cât mai repede se va rupe această liniște, pentru că nu avantajează pe absolut nimeni. Vin alegerile și... Vin alegerile și... Liniștea se va rupe. Și liniștea se va rupe, da. Te întreb ce cu spaima asta așa? Și legile alea securității, la fel, care ai văzut, președintele... Uh-huh. A spus că las, că știm noi cine a dat la presă. Băi, deci au o spaimă așa că presa va... Eu nu înțeleg, adică ne dăm cu democrația de gard, cu ăștia de gard. În fine, o să vedem ce va fi. Eu sper să nu fie așa. Eu cred că istoricii au dreptul, da, au dreptul să aibă acces la... arhive, au dreptul corect. Să scrie corect după arhive și au dreptul să spună istoria uite, așa cum este ea. O lege după care funcționează arhiva este legea 182 pe 2002 care spune așa. Deci noi nu respectăm legile țării, în primul rând. Da, nu le respectăm. Da, da, da. Și spune legea în felul următor, că nu pot fi clasificate ca secrete de stat informații, date sau documente, știți din lege, în scopul ascunderii încălcării legii, erorilor administrative, limitării accesului la informații de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale persoanelor sau lezării altor interese legitime și nici documentele referitoare la o cercetare științifică fundamentală, care nu au o legătură justificată cu securitatea națională. Deci practic, se dau niște secrete acum de pe front, da? Da, câte da. Tancuri, câte armamente, mm-hmm. câte alea, bun, și câte noi zicem că, nu știu de care rachete, nu știu de care... E secret și dai de o stat, secret că... o acțiune militară din al doilea război mondial, nu? Da. Care, bă, frate, a trecut, a fost, acum 80 nu mai de sunt, ani, aia nu mai sunt, nu mai e nimic, nu mai e... Nu afectează siguranța națională sau cum afectează siguranța națională, practic o listă de... nu știu, 20 de spioni ruși. Da, nici ăștia, că vezi că... Din 1921, care culmea că erau basarabeni, membri ai PCR-ului infiltrați în România. Da? Și siguranța statului în acea perioadă i-a descoperit și figurau pe o listă care are în cap strict secret. Este într-adevăr... Nici nu mai sunt săraci. Da, cum afectează asta siguranța națională? Merg mai departe. Dar e o pată pe istoria noastră sau să vină cineva să curețe toate arhivele astea și să iasă numai file oricum frumos. DPI, celebru 2 și un sfert, a cam distrus numeroase fonduri de arhivă. Deci sunt oameni din sistem care spun acest lucru. S-au făcut numeroase memorii, inclusiv memorii la domnul Ciucă. Da, arhiviști din România sau asociația de arhiviști le-au trimis un memoriu. Cum l-ai trimite Ciucă. La... Și eu am trimis un memoriu. Așa și? Eu am trimis un memoriu, nu domnului Ciucă, cred că am să-i trimis domnului Ciucă un memoriu din partea pro-democrația, dar eu am trimis un memoriu în nume personal domnului ambasador al Israelului, David Saranga. Aștept un răspuns. Da, o să-ți trimită, să știi. Pentru că măsura asta, eu m-am legat de tema mea de doctorat și de interesul meu față de istoria comunității evreiești. Afectează inclusiv cercetarea istoriei evreilor trebuie din, să știm toate din România. Da, eu consider că trebuie să știm cel puțin nu mai știi de la Daci, nu mai știi de la Ștefan cel Mare, nu mai știi. Da. Dar perioada asta, nu vi se pare totuși un pic bătaie de joc? Perioada asta de când sunt documente palpabile, de când sunt hârtii, de când sunt acte, de când, așa, bun, nu dai voie la fiecare, poate așa, dar dacă cu tare sau cu tare, demonstrează că el este istoric, are cărți scrise, are activitate în domeniul ăsta. Băi, frate, cine vrea să scrie istorie? Vrea să scrie poliția? Vrea să scrie SRI? Vrea să scrie... Ăsta e alt subiect, nu aș intra în nu, discuție. Știi deci, că suntem toți românii o țară... scriu cărți acum. Nu ești istoric, ești nu maculatura... știu, inginer medic, bă, am o preocupare, scriu cărți de istorie. Nu, art... În fine, dar nu discutăm despre tema, treaba asta. Nu, dar spaima asta să nu se afle, să nu se afle, să nu se afle. Uite, CIA-ul, și... dacă ai curiozitatea să intre pe site-ul CIA, da? Agenția Americană de Informații, au o rubrică acolo, dosare... CIA-a lor. CIA-a lor.
SIE și, da, SIE, că FBI-ul este SRI-ul nostru. SRI-ul nostru. Au o rubrică dosare declasificate și o să găsești acolo, inclusiv au declasificat dosarele despre fenomenele OZN. Da, se discută, văd, urmăresc și în emisiuni sunt TV. Sunt declasificate aceste dosare, da, care ei au strict secret, inclusiv dosare care priveau războiul rece. Deci sunt dosare până prin anii 80 pe care CIA le-a declasificat. Și păi care acum sunt la liber, ocazia asta vede și opinia publică vede, bă, cu ce v-ați ocupat voi, bă? Da, cu ce ați cheltui banul public? Am găsit foarte multe documente, am intrat pe site-ul CIA, așa am curiozități de astea să descoper lucruri noi. Și am descoperit pe site-ul CIA documente declasificate care fac referire la județul Neamț. Ei, din anii 50-70. Da, sunt în limba engleză, pot fi citite. Bravo! Ce spunea de și județul sunt Neamț? Lucruri foarte interesante. Interesa foarte mult problema rezistenței anticomuniste și problema din agriculturii, industriei și a stării de spirit a populației. Deci americanii ne urmăreau totuși atunci, Da. Există chiar o descriere foarte interesantă a orașului Piatra Neamț din anii 50. Uite, chiar am să ți-o trimis să o vezi. Subiect de subiect. Pe baza... Iată de ce sunt importanți cercetătorii din arhive. Da? Lucruri pe care noi nu le bănuim. Și oamenii ăștia, după părerea mea, ar trebui să fie, să fie lăsați, să scrie cărți, să se scrie despre absolut orice, că ne convine un moment istoric, că nu ne convine, că nu alții sunt deranjați de nu știu ce. Asta e, asta trebuie e, să ne asumăm greșelile. E și cu puncte albe și cu puncte negre. Da, adică greșeli s-au făcut tot timpul. Încercăm să prezentăm doar partea frumoasă aia coafată, ne mințim singuri. Hai să ne întoarcem la ce a fost odată. Trăim în mezul unui ev aprins. Da. Se împlinesc 163 de ani zilele astea de când Alexandru Ioan Cuza a înființat prin ordonanță domnească Oficiul Central de Statistică Administrativă. Deși proaspăt înființat, oficiul a reușit să realizeze primul recensământ, stimați telespectatori, din România, între 1859-1860, cu mijloace materiale și financiare, precare, nu erau calculatoare, știți foarte bine, din hârtie, din pix, din registre, din cu mâna, și doar cu 500 de inteligenți sau regenzori, așa, recensământul a fost condus foarte interesant de Dionisie Pop Marțian în Muntenia și de Ioan Ionescu de la Brad în Moldova. Astăzi ne pregătim să mai încasăm un eșec. De statul român nu se uită în oglindă să se vadă pe el că dă din groapă în groapă. Și suntem în situația de a mai lua o căciulă de bani, o căciulă de aia serioasă, de la Banca Mondială și să punem de un recensământ de asta trântind de toate gardurile posibile și imposibile. E jalea de pe lume ce s-a întâmplat la recensământul ăsta, oameni buni. Oameni care s-au autorecenzat și s-au dat... Nu zic de tine, dar sunt... se vor controla, va fi o muncă titanică, nu se știe ce va fi. Oameni care și-au băgat un CNP aiurea, doar primele cifre, după care și-au schimbat ei. Oameni care nu s-au declarat proprietari. Oameni care au scris la ce au vrut și ce n-au vrut acolo, de teamă să nu fie urmăriți, de teamă să nu fie impozitați, de teamă să nu... Mă rog, eu nu știu de ce. Câte au scris acolo. Deci e jale ce s-a scris acolo în auto-recenzare. Mie mi s-a spus, băi, stai să vină la tine să scrie așa și eu nu... Eu m-am auto-recenzat. Dar ai scris pe bune. Așa am scris pe bune. Eu singur pe toți cei din casă i-am auto-recenzat. Mi-a luat, sincer, să fiu, maxim jumătate de oră, căutând între timp niște documente. Ți se pare normal ce se întâmplă acum? Că se duc oamenii, se îmbulzesc prin București, prin orașe, să stea la cozi interminabile, deci, să stea în căldurile astea pentru a face munca statului? Ce s-a gândit? Sau hai să începem altfel. Românii s-au temut foarte mult de ANAF. Da? Că au zis, bă, dacă scriu exact ce am, mă caută ăștia și mă impozitează. Da? Treaba cu recensământul, de ce se fac recensăminte? Dacă din 10 în 10 ani se fac, trebuia să aibă loc anul trecut în 2021. 2020.
Nu, fost în 2011 ultimul, 2021, da? 10 ani, a fost pandemia, s-a amânat pentru anul acesta. Și ce s-au gândit ei? Să introducă în premieră autorecenzarea. Unică în lume. Unică în lume, site prost construit, n-a mers, s-a blocat, la un moment dăduse un alt link pentru un alt site. Deci, în fine. Cuza a făcut într-un an de zile cu 500 de oameni? Da, dar ca să revenim la istoria recensămintelor din România, cel mai complet recensământ din România este cel din 1930. Da, în timpul monarhiei, în timpul lui Carol al II-lea, tocmai intrase Carol al II-lea. Da, aici tronul. E problema că statul atunci era în fașă, era într-o perioadă de... Deci este cel mai bine realizat recensământ din România. Era datele sunt iobăgia în floare, nu erau drumuri, nu era niciun fel de infrastructură în perioada respectivă. Datele sunt publicate, dacă în 30 cer, mai făcusem câte ceva. 10 volume destul de groase, cred că pe la bibliotecile județene se găsește, poate fi consultat, am presa că și l-am găsit pe un site în format PDF. Cu probleme, 1000, 1 milion de chestionare sau 1 milion de oameni din ce citisem s-au autorecenzat prost. Deci acele chestionare pe care le-au completat online sunt nevalide. În București e problemă cu recenzorii de pe teren și numărul lor acoperă doar 40% din necesarul de recenzări. Păi nu, ei au gândit, tașmă, că românii, dacă tot ziua stau cu telefonul în mână, se vor autorecenza și va fi din partea noastră așa. Băbute și la om, țară, tragem, stă pe internet. Tragem banul, tragem banul de la Banca Mondială și cu aia facem noi, ne plătim noi ăștia. Așa, vorbim tot cu băieții noștri de la... Cum se cheamă? Cei care fac toate astea și la votare, toate programele astea de la STS, așa, și fușărim noi paralele. Ei, uite că s-au văzut acum într-o situație. Da, dar știi care e reversul? Și știi care e problema? Hai ca să spun eu așa. Am văzut o chestie care și pe mine m-a uluit și am întrebat și eu oameni că au văzut că timpul se scurge. Am impresia că o să mai prelungească cumva, dar nu știu dacă e legal. Nu prelungesc, au prelungit, știi că inițial era autorecenzarea până pe 15 mai, cam așa ceva. Da, prelungit cu 2 săptămâni până pe 31 mai. Acum, dar băieții acum sunt la vacanță. Acum au ajuns la etapa a doua, cea al recenzării prin recenzori care îți bate la ușă până pe 17. Până pe 17 iulie. Și după 17 sute de metri au redeschis numeroase centre unde te poți duce la recenzor tu și el te chestionează. Și să mai lase centrele astea, nu știu cât. Da, oricum, va fi cred că va fi un fiasco, va fi un fiasco, deci lumea trebuie să înțeleagă că acești bani nu încă n-am reușit să, dar o să mi se, și O să aflăm suma. Televiziunile n-au vorbit nimic în perioada asta de recensământ. Dar știi care e reversul? De ce se face și recensământul ăsta? Pentru că mai este un motiv pentru care, nu doar să știm câți mai suntem în România. Ba da, eu cred că noi, poate Germania nu, poate Franța nu, poate Italia nu, dar noi ca țară, eu cred că era important să facem acest recensământ pentru că noi nu știm cât sunt afară și cât sunt în țară. În interior. Da. Doi. Păi noi nu știm câte comune ar mai putea să mai existe. Corect. Corect. La câți oameni sunt. Că eu dacă stau și mă gândesc așa, eu... Băi, acest recensământ sau de fapt realizarea sau nerealizarea acestui recensământ sau proasta recenzare va avea efect asupra bugetelor primăriilor. Exact. Politicile publice de azi înainte și onorabilii domni parlamentari vor da niște legi și vor da niște bugete la niște comune, da? În funcție de ce a ieșit din recensământul ăsta. Deci oamenii s-au speriat de ei că o să-i... Așa, dar nu se vor speria după că vor rămâne cu nu știu câți consilieri localități, că vor rămâne cu bugete de nu știu așa, că vor rămâne cât așa. Multe dintre ele nu o să mai se susțină gaz,
electricitate. Că o să spun, domnule, comuna asta, adică se vor putea face niște mișcări în România în funcție de acest recensământ. De asta este important recensământ, nu că vai de mine. Și mai ales că noi nu știm niciodată la alegeri câți am votat, niciodată la referendum câți am fost, ba n-a trecut că n-a fost nu știu cât, ba... Uite, eu noi trebuie să știm exact. Da, apropo de asta, de... Bine, cifra că nu se vehiculează exact că sunt vreo 8 milioane afară. Da, și cred că sunt, cred că sunt. Da, da, da. Eu am mai scris asta pe Facebook în timpul pandemiei, atunci când DSP-urile de județ, în speță DSP Neamț, publica rata de infectare pe localități în fiecare zi, știi? Foarte era bun. Pe cifra din 1992. Da, nu? Și Târgu Neamțu, Târgu Neamț spunea așa la Târgu Neamț, populația din 1992 de la recensământ. Deci au lăsat... Și zic, bă frate, dar stai așa că de fapt Piatra Neamț avea 100 și... Da, ei, rata... Și cifra, cum să spun, la populația respectivă, cifra... Da, da, da. Și treaba era bună. Treaba era bună, era... Da, da, da. Dar eu nu știu dacă mai suntem la Piatra Neamț 70. În Târgu Neamț nu știu dacă mai nu, e, nu, mai păi e. Nu, cel mai mult a populația Târgului, cea mai mare, a fost în 92, de fapt 93, aproape 24.000 de locuitori erau în Târgu Neamț. Ultima dată, cred că undeva la 18.000 și ceva, după ultimul recensământ, cel din când 2011, dar culmea că la alegeri figurau pe liste electorale aproape 18.000 de oameni. Și eu am întrebat, dar datele astea cum le luați? Păi nu, că de la evidența populației. Bun, și evidența populației n-are o evidență strictă a locuitorilor la zi, pentru că la evidența populației există, băi, atâția s-au născut, atâția au murit, ăștia din mai trăiesc, informațiile, nu? Da, din informațiile pe care le-am primit, da, din surse beton și oficiale, deci nu de la piața centrală, în acest recensământ vor fi băgați cei care au murit anul trecut, pentru că el trebuie să oglindească, este un audit în, cum ai zis și tu, în 2021. Uh-huh. Uh-huh. Da? Vor fi băgați oamenii care au murit așa, care au... Deci va fi făcut așa într-o formă de nu o să mai înțeleagă absolut nimeni nimic. Și o să ne trezim iar cu niște cifre, o uite, să vezi... Uite, eu am fost recenzor în 2002, la recensământul din 2002, eram la Suceava, eram student, în ultimul an, primăria din Suceava, căuta... Recenzori. Și când am auzit că suntem, am mai fost cu un coleg de la istorie geografie, zice, bă, voi sunteți perfecți, da? Aveți și geografia, știți exact cum e cu demografia, cu recensămintele, bun. Și știu că am bătut o lună de zile că ni s-a dat un sector cu un anumit număr de locuitori, cu niște blocuri și știu că am bătut o lună și ceva până când i-am prins pe toți. Erau și niște sume, citisem niște sume acum cât primește un recenzor pentru fiecare locuință. Dar nu asta e important. 10,5 lei. Nu asta e important cât primește. Asta arată încă o dată un exemplu de stat miloc, domnule profesor. Stat miloc, deci gem instituțiile, stau ca cum stau pomii plini de așa. Și când e să faci un lucru, să-l faci serios, mă, și să-l faci credibil. Că acest recensământ nu-i nici serios, nu-i nici credibil și am și tras banii, da? Am și tras banii europeni. Hai să zic de mentalitate. Da, e mentalitatea, da. Păi lasă că merge adică și așa, atunci, îi furăm pe aia de bani, le luăm deci banii. Pe vremea lui Cuza faci cu 500 de oameni, e adevărat, fără Transilvania, da? Da, da. Faci cu 500 de oameni la... Toată, cum să spun, ce era atunci, nu știu, era telefon pe vremea aia, nu-i telefon? Era telegraf. Telegraf, da. Așa. Și astăzi, cu atâta infrastructură, să nu reușești, băi frate, să nu reușești să faci un lucru bun, ca să arătăm și noi lumii acestea, că până la urmă cifrele astea trebuie să le dai mai departe, că noi toate informațiile, nu simțiți când vă uitați în Eurostat, când citiți despre România, că... Ba da, ultimul. Deci de unde scoase? Păi noi și pe ei păcălim, frate, până să dumiresc ei care-i treaba. Bun, apropo de mentalitate, da, știi că e un celebru serial pe ProTV, da? La Sferbinți. Și aseară nu sunt fan, ce drept, dar uneori sunt niște lucruri foarte inteligente spuse în acel serial. Și aseară era o discuție despre
De ce, de ce România e așa de jos? Și era discuția acolo legată că cineva a întrebat, dar de ce sunt englezii, că așa vorbea, de ce sunt englezii, domnule, mai tari decât noi? Și răspunsul a fost, pentru că ei au făcut mai mult decât noi, noi n-am făcut nimica. Și celălalt întreabă la omul meu, bun, și noi pe ce loc suntem, domnule, în Europa? Zice, noi suntem peste bulgari. Și bulgarii pe ce loc sunt? Păi sunt ultimii. Deci e un progres. Păi vedeți că noi nu reușim să ieșim din și să rupem ecartul cu țările alea. Nu, da, da. Ungaria, Slovacia, nu, totul Cehia, nu, ține de mentalitate, Slovenia și așa de mai departe. Eu nu zic că... să ne ducem cu Germania să ne batem umăr la urmă. Nu, bă, nu da, putem. Totuși, parcă intenționat. Asta spun, parcă intenționat, prin toate legile, prin toate cele, da, parcă vrem să punem boțul în funcție, da, incompetentul în funcție, și de asta nu merg lucrurile, pila, și de astea lucrurile merg, și neamul și cu mătru. Merg cum merg. Nu se poate. Dar hai să dau legat de mentalitate, pentru că am fost implicat în această perioadă în examene naționale, evaluări, BAC și titularizări. De o speță în care, da, bun, s-a descoperit o chestie și s-a zis, domnule, trebuie anulată teza, nu? Bă, trebuie să anulăm, pentru că ăla n-a respectat instructajul care i s-a făcut la început. Și unii au zis, domnule, da, hai, domnule, să o lăsăm așa. Las-o bre, că merge așa. Știi melodia? Știți melodia? Da, da. Las-o bre, că merge așa. Și înțeles că am zis, domnule, dar noi vrem corectitudine, nu? Vrem ca totul să fie corect. Strigăm peste tot, domnule, vrem corectitudine. Și aici zici, ce facem? Și hai, când ajunge corectitudinea așa la noi la poartă... Da, da, bă, nu, 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 la, la nu, noi nu, nu, nu. De ce e valoros și de ce Caragiale este cel mai mare? Cred că este mult peste Eminescu. Da. Pentru că să se schimbe, da, să nu ne afecteze. Deci asta este România de astăzi. S-a mai făcut un recensământ agricol în 41. Da. Pe da. Vremea, în vreme de război. Și agricol și al populației. Deci nu doar agricol. Deci în vreme de război s-a făcut recensământ. Bă, suntem chiar atât de... Și noi vrem să... Ce să facă? Dacă ar putea românul ăsta să-i luăm, că îi luăm jumate din salariu, da? Îi luăm jumate din salariu, cine muncește, așa, el împarte... juma cu statul, da, așa, da, da. Și după aia îl jupuim foarte bine și după aia îl... Florin ne atenționează că trebuie să ieșim. Și după aia statul, că am grijă de tine, române, n-are nimic, nicio grijă. Am intrat ieri în spitalul județean. Apropo că a fost un scandal cu acel copil de la Hangu, care, tânăr de la Hangu, care a fost purtat, du-te acasă ca insolație, și evident că a murit de insuficiență, da, renală. Da. Știți cum arată pe scările alea? Eu n-am mai intrat din perioada pandemie. Deci zici că am intrat într-o... Deci m-am dus să... Apropo că spuneai, m-am dus la un service, era mai curat pe jos decât în spital, pe scări. Nu, eu am zis de foarte multe ori, omul sfințește locul, adică, domne, cine e șef acolo și cine e stăpân acolo, da? Deci oamenii intră pe o ușă, pe o rampă laterală, pe ceva, deci zici că intră ca, cum să spun, păi frate, spital, se intră prin ușă, deschideți ușile în da, față. Da, nu, e... Groaznic, deci groaznic am ajuns. Care nu știu ce sunt. Jegos. Nu, da. Un cuvânt așa mai soft, ca da, să nu-i spune. Mai soft, da. Da. Am fost, apropo de spital, că și cu, încheiem cu asta, am fost zilele săptămâna trecută, nu, acum două săptămâni în policlinică, la Târgu Neaț, pentru o programare pentru soție. În spitalul județean, sper că am fost foarte bine înțeles, nu, da, la Târgu Neaț, nu la Târgu Neamț, la județ. Iar în ambulatoriu spitalului în Târgu Neamț, clădirea interior arată occident. Da. Da, și asta grație deci unui depinde om, de unui managerul care arată că e gospodar. Nu, eu, cum să spun, am făcut o emisiune zilele trecute cu domnul director și am apreciat un lucru, că a fost de acord să vină să discutăm despre despre o chestie care sunt sigur că mulți doctori n-ar fi venit. Corupția din sistemul medical și angajările pe bani din sistem. Și a zis, să discut despre asta, că n-am nicio problemă. Păi și am văzut domnule, ambulanța Piatra Neam, sunt încă cât? Sunt încă 13. Luați. Cât per total, așa că... Nu știu, cred că 30, bănuiesc, nu știu. Eu știam 24 la un moment dat, da. Da. Deci, ce e asta, frate? E grup infracțional. Ce mai vrei să arăți prin asta?
Dar, nu, știi care încă o dată măsura? Eu am mai spus asta, eu nu i-aș condamna pe acești oameni, nu i-aș închide. Nu, ea i-a angajat. Nu, pe cei care sunt vinovați. Nu, doamne, nu te-aș închide, că nu cheltui cu tine bani cu cazare la pușcărie. E greu de dat o lege cu un singur articol. Nu, domnule, confiscarea întregii averi și interdicția de a mă ocupa interzis, funcții de conducere pe viață. Și pentru director și pentru așa pe viață, face angajări cu bani. Da? Nu știu, pușcărie, amendă, Florine, imediat ieșim. De ce e foarte greu de făcut un lucru de ăsta? Și ai tăiat din fașă? Dar ei își doresc numai bănetul, numai, cum să spun, partea frumoasă a lucrurilor. Bă, dar nu zice nimeni. Uite, cad podurile lui Ceaușescu, cad drumurile, cad alea, nu putem autostrăzi, nu putem. Știți câte primării din Neamț de aici au de dat documentații, inclusiv Târgu Neamț, așa, au de dat documentații pentru autostradă. Băi, nu există o lucrare pe care generația noastră să facă ceva mai grandios pentru țara asta. Nu, pentru că vorbeam la un moment dat, în urmă cu foarte mulți ani, cu un senator, nu mai senator acum, care era și în Comisia de Transport, și zicea, domnule, noi suntem mai catolici decât papa atunci când facem documentația. Deci punem noi condiții suplimentare față de condițiile impuse de Bruxelles. Nu știu dacă e așa, dar... E și așa. Și toți stăm în licitații contestate, contestații la contestații, da. Și lucrurile așa nu merg. Este. Florin, nu ne mai... Nu ne mai las. Îți mulțumesc, domn profesor, pentru prezența de astăzi la emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră. Un like, o distribuire, dacă nu vă deranjează sau nu vă cerem prea mult, sau un... subscribe la canalul nostru Radio In Plus. Vă mulțumim, sunt Cătălin Aclad, la revedere!